la Consiliu Județean, în care dorim să vă prezentăm programele de finanțare de randosabilă lansate în ultimele două săptămâni de către Consiliul Județean Brașov. Vorbim despre trei domenii în care abordăm finanțările randosabile pentru proiecte culturale, proiecte sportive, respectiv acordăm ajutor financiar pentru unitățile de cult. La fel ca și anul trecut, bugetul alocat pentru cele trei domenii în care avem finanțări nerambursabile este de 3.800.000 de lei, dar repartizarea pe anumite programe diferă față de anul 2019, pentru că am încercat să ținem cont de sumele efectiv cheltuite în 2019 pe diferite programe. Astfel, pentru finanțarea proiectelor culturale, avem și în acest an două programe diferite, în funcție de beneficiarii eligibili. Un program destinat beneficiarilor de drept public și altul destinat beneficiarilor de drept privat. Pentru ONG-uri, suma alocată în acest an este de 1.400.000, care este semnificativ mai mare față de bugetul alocat la începutul anului 2019. Atunci vorbeam de un buget de 1.150.000 de lei, dar pe parcursul evaluării am constatat că avem un număr mare de cereri depuse, iar calitatea proiectelor era și ea de un nivel ridicat, astfel că la rectificare am hotărât suplimentarea acelei sume. Iar în acest an, ținând cont de suma totală cheltuită pentru proiectele depuse de entități private pentru realizarea unor proiecte culturale a fost de 1.345.000 de lei, anul acesta deja pornim cu 1.400.000. Pentru beneficiarii de drept public, s-a redus un pic suma, pentru că anul trecut s-au cheltuit 209.000 de lei pentru acest tip de proiecte, iar în acest an am alocat 300.000 de lei.